Salutare tuturor! Numele meu este Radu și pentru canalul Mașina Potrivită vreau să vă prezint astăzi mașina mea, Golf GTE Plug-in Hybrid din 2015. Haideți să ne uităm un pic. Așa cum vă spuneam, este un Golf 7 GTE din 2015, plug-in hybrid, două motoare, motor 1.4 de 148 de cai putere și încă un motor electric de 101 cai putere. Combinat, când lucrează împreună, generează 201 cai putere și este o mașină pe care absolut o ador. Anvelopele cu care lucrează sunt un 205x55 1/16. Au aceste jante foarte interesante de la Volkswagen care contribuie la aerodinamică, pentru că pe orice mașină care este electrică sau semi-electrică, aerodinamica contează foarte mult și influențează destul de mult range-ul pe care ți-l oferă bateria. Am verificat plăcuțele în momentul în care le-am luat. Erau într-o stare destul de bună, așa cum au un foarte, foarte mic cant. Pe spate, evident că sunt și mai puțin uzate. Explicația este una foarte simplă, pentru că pe lângă plăcuțele de frână, are și alte plăcuțe care sunt pentru a regenera motorul electric. Dar vorbim despre asta mai mult când ne mutăm înăuntru. Evident că este în patru uși, geamurile de pe spate și luneta au o tentă mai închisă. Îmi plac foarte mult aceste stopuri. Nu sunt acele stopuri cu semnalizarea dinamică de la Audi, dar sunt foarte interesante. Observăm peste tot semnătura aceasta GTE de cu albastru peste tot, foarte similar cu cele de la GTI, doar că acolo totul era cu roșu, în această variantă toate sunt cu albastru și aici. Încărcarea se face prin sigla din față, pur și simplu se apasă și aici avem priza unde se inserează cablul pe care l-am în portbagaj. Partea din spate, așa cum vă spuneam, varianta hatchback cu o mică antenă sus, ștergător pe spate. Portbagajul este așa și așa, să zicem, pentru cei care, să zicem, pentru cel care are 22 de ani, 24 de ani, este o mașină ideală. Pentru cei care au o familie și mai ales și un copil, cum se întâmplă și în cazul meu, este, să zicem, la limită, în sensul că în perioada de vară, cât am fost, suntem aici lângă plajă, tot portbagajul a fost plin de colac, de plase, de umbrele și era aproape full. Aici este cablul de încărcare. Nu este varianta aceea super, super rapidă. Discutăm imediat și despre încărcare. Partea cea mai interesantă se află în interior, așa că haideți să intrăm un pic. Interiorul este unul clasic de la Volkswagen, un pic diferit pentru că avem și opțiunile electric. Discutăm imediat despre fiecare în parte. În fața șoferului găsim două ceasuri, da? Unul este speedometrul cu viteză maximă de 260, nu cred, n-am mers niciodată, cred că mai mult de 140 și evident câtă benzină avem. Iar în partea stângă găsim partea de jos, este indicatorul privind numărul de turații. Iar ceea ce se află aici nu se referă la numărul de turații, ci la puterea motorului, indiferent dacă este pe benzină sau pe electric.
iar în momentul în care frânez, acul se mută și în partea din stânga, în zona cu verde, ceea ce înseamnă că bateria se și încarcă. Boost funcționează doar în momentul în care butonul acesta magic de aici din dreapta pe care scrie GTE este activat. În ecranul din mijloc vedem o roată care practic ne arată sau face legătura între motorul pe benzină și motorul electric și vom vedea săgeți care vor indica cu ce este alimentat în momentul acela, cu ce este alimentată mașina, cu benzină sau cu motorul electric. Mai avem și aici o bară care în momentul în care suntem în E-mod funcționează full electric și în momentul în care voi apăsa pe accelerație va fi o bară și albastră care va indica puterea sau mai degrabă consumul motorului electric. În momentul în care mă mut pe hybrid auto, acea bandă este scurtată și în momentul în care voi accelera, dacă puterea motorului va depăși acea bandă, el va trece automat pe benzină. La fel și în cazul celorlalte două, battery hold și battery charge. În partea din dreapta vedem range-ul pe care îl mai avem disponibil. Ea pleacă în momentul în care o încarc full și durează cam aproape 2 ore, 1 oră și 56, 1 oră și 58 de minute pentru o încărcare full. Range-ul maxim este de 47, nu am reușit niciodată să obțin mai mult de 41 de kilometri, calculându-i și monitorizându-i. Iar aici, în partea stângă, putem seta cele două moduri ale pilotului automat. Fie avem Cruise Control System, fie avem Speed Limiter. Și de la Speed Limiter poți să setezi viteza pe care o vrei, pe care vrei să nu o depășești și faci locul acesta de pe volan, de pe aceste două butonașe. Ok, ce mai avem la interior? Gură de aerisire. Avem aici parcarea. Frâna de mână, auto hold, un lucru care îmi place foarte mult, câteodată îl folosesc, câteodată nu îl folosesc, dar este bine că este acolo. Mai avem aici o zonă pentru variantele care au pornire keyless, aici poți să ții cheia și o brichetă. Două suporturi pentru pahar, aici e o chestie și pentru gunoi. Ce îmi place foarte mult la aceste suporturi pentru pahar, aceste piciorușe sunt flexibile și se apasă, ceea ce înseamnă că indiferent dacă ai o sticlă de 0.5 sau o cutie din aceea de Red Bull care este mai subțire, nu va juca, ci va rămâne fix acolo. Avem o cotieră cu niște chestii prin ele. Pe ușă avem închiderea centralizată și opțiunile pentru ajustarea oglinzilor, 4 geamuri electrice și blocarea și buton pentru blocarea geamurilor, spațiu foarte mare pentru depozitare și evident clasicul ciocănel, pentru că dacă ne scufundăm cumva să putem să ieșim din mașină, dacă cădem cu mașina în apă. Un lucru care îmi place iarăși foarte, foarte mult și se vede mult mai bine seara, pe întuneric, sunt aceste benzi. Vedem aici, nu știu cât se vede un pic, este o bandă albastră și la fel și pe ușă, care noaptea se vede foarte, foarte frumos, interesant și practic vezi unde pui piciorul. În spate avem loc suficient, avem un scaun pentru copil, avem cotieră cu suport pentru pahar și avem și acces la portbagaj de aici din cotier. Ok, haideți să vedem la drum, să vedem cum rulează și electric și în mod normal, dar și în GTE. Suntem gata să testăm un pic cum rulează în varianta electrică și în varianta pe benzină. Din parking o mutăm în drive. Frâna de mână, chiar dacă este activată, în momentul în care vom porni, se va debloca automat.
sper că s-a auzit. Am început să ne deplasăm, suntem în varianta full electric. Și o să tac acum un pic ca să ascultăm motor, dacă se aude ceva. Îmi place foarte mult demarajul pe care îl are pe electric. În care punem frână, observăm acul de la putere se mută spre charge, ceea ce înseamnă că automat și încarcă bateria. O să opresc un pic, pentru că vreau să vă mai arăt un lucru care îmi place foarte mult la mașina asta. Pe lângă faptul că este o mașină extraordinară, mi se pare că este și o mașină foarte, foarte inteligentă. Ce vreau să vă arăt este că în momentul în care folosesc funcția de marșare, de reverse, automat am setat ca oglinda din partea dreaptă să se deplaseze un pic în jos ca să pot să văd bordura. Îmi place lucrul ăsta și vedem aici pe display senzorii de parcare. Haideți să vedem dacă și funcționează. Funcționează. Perfect. Vedem că ne arată aici că este și activat. Îl putem opri sau îl putem activa. Ok. Ieșim de pe E-Mode, ceea ce înseamnă că automat intrăm în Battery Hold. Iar în Battery Hold putem să mergem și cu hybrid, ceea ce înseamnă că ne-a micșorat linia pe care o avem disponibilă. Battery hold, la fel, așa cum am spus, similar cu hybrid, doar că, vedeți, crește foarte repede puterea motorului aici la linia albastră. Și automat cum o depășește, va intra pe benzină. Deja intra pe benzină. Pe hybrid auto, chiar dacă dimensiunea liniei este aceeași, parcă nu crește la fel de repede. Exact. Și avem și butonul de GTE. Automat a intrat pe benzină, mi-a apărut simbolul GTE acolo. În momentul acesta volanul s-a întărit, nu mai este atât de ușor de virat. Nu sunt foarte, foarte convins, dar am impresia că și suspensiile s-au întărit, ceea ce înseamnă că mașina este pregătită pentru a rula cu o viteză mult mai mare și toată puterea motorului pe benzină și a motorului electric este livrată rapid. Ce am uitat să vă spun este că, evident, avem și putem schimba manual treptele de viteză. Nu am folosit până acum opțiunea. Haideți să vedem cum rulează în varianta de GTE. Îmi place foarte mult și sunetul pe care îl are, pentru că este complet schimbat față de ca și cum ar rula normal pe motorul cu benzină. E o jucărie interesantă. Este o jucărie care automat se aduce zâmbetul pe buze.
îmi place, îmi place mult. Încă o dată și apoi o vom rula normal. Vedem boost că este la maxim. Nu aș vrea să dau mai mult pentru că aici suntem într-o zonă mai restrânsă, așa, mai izolată. Nu aș vrea să intru pe stradă cu ea, dar îmi place foarte mult cum se aude și cum rulează. Nu am apăsat pedala până la podea, dar este o senzație nemaipomenită. Asta e Golf GTE Plug-in Hybrid 2015. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și la mașina potrivită. Sper că v-a plăcut acest review. Știu că este departe de a fi perfect, dar mă bucur că dacă l-ați urmărit până acum și ce să spun. Vă mulțumesc, mulțumesc Dan pentru că mi-a oferit această ocazie și drumuri sigure. Numai bine, salutare!